Hei! 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 Salut YouTube! Ce mănânci acolo? Ah. Bine, dacă îți place ție, poftă bună! Bă! -o! Astăzi fac un tier list la serialele mele preferate, pentru că foarte mulți dintre dumneavoastră m-au întrebat. Literalmente nu m-a întrebat nimeni, dar am vrut eu să fac chestia asta. Ce urmează să vedeți este un tier list cu serialele mele preferate. Adică, serialele care vor fi în partea de jos a clasamentului nu înseamnă că sunt proaste, înseamnă că sunt seriale la care m-am uitat și care mi-au plăcut, dar care nu mi-au plăcut atât de mult, pe de cele de mai sus. Are sens. Bă! -o! Deci, dacă nu găsiți serialul la care vă așteptați în tier listul meu, înseamnă că ori nu l-am văzut, ori nu L-am considerat destul de bun, bun. Enjoy Dați like Nu fiți râdari pici bună ziua YouTube. Vă rog, dacă aveți o opinie despre părerile mele în legătură cu niște seriale, nu ezitați, lăsați-le în comentarii. Înjurați-mă asupra faptului că nu am pus umbre în lista serialelor mele preferate. Spuneți-mi că este o crimă faptul că urăsc serialul Friends. Ancelați-mă pe acest motiv. Acestea fiind zise, am întocmit o listă pentru dumneavoastră cu serialele pe care le-am văzut sau revăzut în ultimii ani, pe care le voi pune într-un tier list clasic. Așadar, haideți să facem facem scandal în legătură cu ce serial îmi plac sau nu. Să începem cu un serial pe care l-am văzut foarte recent, atât sezonul 1 cât și sezonul 2, și anume The White Lotus. Pentru cei care nu au văzut The White Lotus, este un serial absolut superb. Mi-a plăcut foarte mult, în special sezonul 1, deși și sezonul 2 a fost extra super enjoyable. Însă mi-a plăcut mai mult sezonul 1. Uh... <laughs> <laughs> ce să când ce nu știu despre ce e vorba în White Lotus White Lotus are două sezoane Fiecare dintre ele se concentrează în jurul unui hotel de bogătani Nu este un fir narrativ pe care să vi-l pot descrie neapărat Însă este foarte enjoyable Este un serial foarte de mood Sezonul 2 cel puțin a fost super extra premiat acum la Grammy Spike. Este un serial de A din punctul meu de vedere Adică nu e gen, genul de serial care să zici că e legendar La care te vei uita peste 25 de ani Și va fi la fel de enjoyable și poate clar, dar este de parte una dintre cele mai enjoyable și relaxate și frumoase seriale pe care le-am văzut în ultimii ani, la actorii foarte buni din ambele sezoane, la modul în care este scris. Este o opinie respectabilă, ok? Eu zic că e peste toate din lista aia, l-ai văzut de prea puțin timp. Mai departe un clasic de la Netflix, și anume Narcos, care a început din nou să fie promovat de Netflix cu fața lui, urăsc să rețin nume de actori, Garcia Marchez cum îl cheamă, Pedro Pascal așa. Păi nu că mulți dintre voi l-ați văzut, dar Just So You Know este literalmente propagandă CIA. ei. Dar mi-a plăcut. Să pără foarte buni actorii. Cred că din multe alte portretizări ale downfall-ului lui Pablo Escobar, ăsta este destul de accurate. Mă la un la o parte faptul că atunci când a fost lansat, toată lumea îl simpuia pe Escobar, deși, în mod evident, poate nu este cea mai bună idee. O să-l pun la ce numai? Dacă era în lista de seriale în general, probabil era pe la A sau B. Mai departe, unul dintre serialele mele preferate de The Man in the High Castle. Mi-a plăcut foarte mult și m-a făcut să și citesc cartea după care este făcut serialul. Probabil și din cauza faptului că sunt puțin history buff. Pentru cei nu știe, serialul și romanul explorează ideea ce s-ar fi întâmplat dacă nemții și japonezii ar fi câștigat al doilea război mondial și acțiunea se desfășoară în SUA anilor 50, după ce nemții și japonezii și-au împărțit Statele Unite ale Americii în două. Cred că asta mi-a plăcut foarte mult la imagistică și partea japoneză care este toată coasta de vest cu LA, cu San Francisco Francisco cu, cu asta de s, în mijlocul Statelor Unite luată de ei, de nemți, și o zonă de buffer care este practic lui De la asta pleacă conceptul și există niște oameni care încearcă să-și trăiască viețile în această lume paralelă în care nemții au câștigat războiul. Este foarte interesant, mi se pare că scenografia și imagistica este absolut incredibilă, foarte mult mi-a plăcut când l-am văzut la vremea sa. L-am revăzut mai recent, din nou nu mi s-a mai părut atât de fantastic. Nu o să-l pun la S, o să-l pun tot la A, deși este genul de serial care e revăzubil și care poate să rămână așa like a classic. O să încerc să pun la S ce mi se pare mie că e a classic. O să poți peste 20 de ani că ți se pare cel mai enjoyable că ca din lume. Mai departe, dacă doriți să vorbim despre categoria S, vă aduc în vedere Westworld, care este în top 3 seriale ale mele preferate all time. Am fost cam lei ultimele două sezoane, dar primele două sezoane sunt a f***ing masterpiece. Dacă nu ați văzut Westworld, vă faceți un deserviciu fantastic. Vă rog, uitați-vă la Westworld, este absolut superb. Pentru cei nu știe despre ce e vorba, este un serial inspirat dintr-un film de la Chicios din anii 70, în care acțiunea pleacă de la ideea faptului că există un parc de distracții, iar în parcul respectiv de distracții există umanoizi roboți și oamenii se duc în parcul de distracții să facă sex cu umanoizi roboți, să împuște umanoizi roboți și așa mai departe și vă puteți imagina, nu este fantastic de greu de intuit ce se întâmplă, dar actorii, doamna Rachel Wood. Bă, tot super on point, atmosfera e super on point, muzica e super on point. Oameni, e, 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 e o superbitate de serial. Și chiar am revăzut primele trei sezoane acum când a apărut sezonul 4. Da, a fost cancelat din cauza că s-a bășit la sezonul 3 și 4, dar uitați-vă la el și când vă plictisiți, vă plictisiți. Și da, e foarte iri și genul ăla de serial cu 15.000 de plot twist-uri, dă mintea în loc. Mie, sincer, cred că mi-a plăcut de mult Westworld pentru că după fiecare episod simțeai neapărat nevoia să te duci pe Reddit să discuți ce ai înțeles de acolo. Pentru că primul și al doilea sezon, it's just about figuring it out. Îți merge mintea constant. De ce e așa și e așa? Nu înțeleg, dar e așa. Păi stai un pic dacă e așa, atunci de ce e așa? Mai departe. Un serial pe care mi l-a arătat Sabina, că eu am fost prea ignorant. să-l descoper. Se numește Big Little Lies. M-am uitat la primul sezon, care mi-a plăcut foarte mult. Se întâmplă o crimă și nu afli cine a comis crima decât până la ultimul episod. Și e genul ăla de mystery în care stai și te întrebi și faci presupuneri cine e ăla, cine e ăla, de ce e ăla așa. Și în același timp este foarte laid back. Vezi practic tot ce s-a întâmplat înainte, până la crimă. Este foarte mișto. Mi-a plăcut, foarte relaxat. Un B5 din punctul meu de vedere. Nu am uitat încă la sezonul 2, dar primul sezon mi-a plăcut foarte mult. Mai departe, o recomandare mai degrabă. Adică n-aș zice că e un serial clasic. Se numește Wild Wild Country și este despre o incursiune făcută în formă de serial, dacă doriți, în cultul făcut de Osho în America cum a luat naștere cultul lui Osho. Băie e super interesant, nene. Te uiți în interiorul acum s-a desfășurat un cult de dilimani care s-au dus să-l urmeze pe un băiat din India la fel de diliman care le-a zis de de să trăiască pe câmp împreună cu el. gen efectiv s-au dus 10.000 de oameni într-un oraș din America rugală și au făcut propriul lor oraș de cultiști acolo. Și mi se pare important de văzut dacă doriți. Apropo de boala ultimilor ani pe care o au românii cu Osho, cu orice influencer de cu doi neuroni zice, domne, citesc coș. Dar să pun la D și tot aici, lângă asta cu Wild Wild Country, pentru că este asemănător, mai recomand American Crime Story, O.J. Simpson vs. The World și ăla cu Versace, care știu cum se numește, și actorii sunt foarte buni și se pare foarte mișto overall. American Crime Stories, tot aici, recomand, mi-a plăcut foarte tare, mai ales ăla cu O.J. Bun, mai departe, cred că multă lume a văzut BoJack Horseman at this point, nu cred că mai e o să mai prezint. Un B cinstit pentru mine, mi-a plăcut foarte mult la vremea la care a apărut. Clasicul serial de vedetă în LA, numai că este sub formă de desen animat, mi s-a părut drăguț, mai ales că o folosim muzica de la Dead Grips, lucru pe care îl respect. Bojack Horseman e gen Californication, dacă Californication ar fi fost penibil. E adică are niște chestii destul de profunde de prin el, ca comentariul la viața de Hollywood, drama unei vedete care nu mai este relevantă și așa mai departe. Mi-aduc aminte de citatul ăla cu It's f***ed up when everyone loves you, but no one likes you. Și mi s-a părut foarte interesant cu privire la vedetele astea imense și cum vedem conceptul de vedetă și de produs care este un om. Bun, mai departe un serial care nu știu cât de cunoscut este, a fost o vreme pe Prime Video se numește Counterpart, este o producție nemțească dar actorul nu e neamț în mod evident s-a produs o rupere între cele două lumi și s-a duplicat lumea numai că pentru că au trecut 50 de ani de la duplicarea lumilor, lumile au luat-o pe făgașe diferite Cred că cel mai mult mi-a plăcut cât de în serios luau chestia asta, adică cât de în serios este scris și când zic că se ia foarte în serios, că ți arată cum funcționează discuțiile diplomatice între doi ministri de externe ai lumilor, în care ministrul de externe negociază cu ăla la altul să-i zică unde au găsit petrol pe lumea lor ca să poată să caute și ei, ai noștri pe lumea. Mă mi-a plăcut până la final. Să-i un serial făcut un de la început până la final, povestea, tot. Pentru mine este una cinstit. Adică e asemănător cu meni de High Castle, ca vibe, dacă doriți. Cernobâl bănuiesc că tot așa l-ați văzut. Dacă nu l-ați văzut, este desigur povestea incidentului de la Cernobâl. E super din toate punctele de vedere. Nu l-aș pune la E, adică nu e un serial. E un documentar ficțional împărțit ca un serial. Adică n-aș zice că e un serial-serial. Dar e superb. Actorii, modul, scenografia tot este făcut superb și dacă vreți să aflați de curiozitate despre Cernobâl, recomand să vă uitați. Regizorul de la Cernobâl e același care a făcut și Last of Us. Ia, out. <laughs> da, nu am nici Peaky Blinders și nici Casa de Papel. <laughs> Peaky Blinders. Mai departe, din nou, unul dintre serialele mele favorite all time, Succession, este S, nu discut, nu mă interesează ce aveți de zis. Este un serial absolut superb, cu actori absolut superb tipologia de comedie pe care o ador de la un uh, serial. Abia aștept să iasă următorul sezon, uneori îmi pun melodia de intro în căști și merg pe stradă, superb, love it. Sună boring dacă vă zic plotul, dar serialul este superb. Plotul este un miliardar deținător al unui imperiu media, din câte țin minte este o aluzie la Fox News, de tipul Varanu, de tipul Voiculescu, are patru copii, pe să decidă cui lasă moștenire imperiul. Practic este o bătaie între acești patru copii care sunt adulți, evident, și mi se pare că un comentariu foarte bun la corporate America și ce înseamnă The corporate culture în Statele Unite. Mai departe, un alt serial HBO, Watchmen, recomand dacă vreți să vedeți serialul Watchmen, să vă uitați la filmul Watchmen, este inspirat dintr-un comic book celebru. Cred că mi-a plăcut foarte mult la el că a scos din minți și a enervat foarte tare fanii Watchmen, în general, pentru că în comic book Watchmen există niște personaje edgy, care nu e așa, în momentul în care ai un personaj edgy, toți adolescenții de 15 ani se agață de personajul edgy și îl însușesc ca personalitate. mai e un întreg lor cu fanii Watchmen, e foarte interesant. Mi-a plăcut foarte mult la Watchmen când a apărut că a luat toate așteptările despre ceva să fie Watchmen ca serial și le-a dat peste cap. And I loved it for that. E un serial frumos. Când adică nu poți să intru în plot pentru că e prea alambicat și prea comic book -y. ca să descriu plotul. Un B instit pentru mine. Prison Break!

Bă, că a de cu serialele astea din 2000. A fost enjoyable Prison Break în 2006, când o fi apărut. Dar gen, suntem în 2023, două regulă de treabă. Sau da, The Walking Dead. Am mai încercat să mă uit la genul ăsta de seriale. Walking Dead este un exemplu foarte bun. Și, men, e o mizerie. <laughs> Bă, dar e o mizerie gen mizerabilă. Cu greșeli pe platou. Chiar e prost. Acum, după ce te uiți cu mintea de adult și toate cele, sori, e prost mai departe. Queen's Gambit e aici exclusiv doar pentru că scenografia grafia și modul pe care l-au făcut a fost absolut superb. Povestea e lame, dar e filmul șah. Deci dacă doriți să vă scufundați în America romantică anilor 50-60, este serialul potrivit și actrița mi se pare foarte bună, dar povestea este lame. Mai departe, Fleabag, un serial pe care tot Sabina mi l-a arătat. m Am rămas plăcut surprins în sensul că nu mă așteptam ca ceva serial britanic filmat cu 1000 de euro să fie atât de bun. Este unul dintre serialele mele preferate, adică aș zice că e top 10. Un umor superb, actorii mi se par foarte buni, actrița din rolul principal este și scriitoarea serialului. Este tipologie comedie britanică stupidă, dar nu e comedie britanică de-aia pe vechi plictisitor, foarte intimă. Cunoști personajul principal la un nivel deranjant de intim. Este un S pentru mine. Nu se încadrează în tipologia de serial clasic făcut cu 12 milioane de euro. You're gonna enjoy it. Adică mi se pare că că personajul e fix. Femeia în lumea modernă de căcat care trebuie să aleagă între a fi feminină sanchi sau dacă e destul de funny sau dacă e ok să se cu Un serial pe care l-am descoperit random. Nu știu cum am ajuns la el cred că scrollând Netflix. The Serpent. Mi-a plăcut la fel foarte mult tot ce înseamnă scenografie și modul creat de acest serial. E inspirat cred că din niște cazuri reale. Turiști care făceau drumul Asiei. Cum se întâmplă și în ziua de astăzi, turistul prost american care și ia ghiozdanul în spate și se duce să exploreze Thailanda, Cambodgia, căcat. A fost un craze cu treaba asta în anii 70. Serialul urmărește un criminal în serie, omora random turiști care făceau acest tur al Asiei. Ăsta de joacă actorul psihopat killer este foarte bun actorul. I love it. Poate să mă întorc ca vibe dacă doriți cu Narcos, dar e mult mai bun ca Narcos din toate punctele de vedere. Pentru mine este un acinstit. Da, e inspirat din un caz real și din câte știu criminalul încă trăiește și în închisoare în Tibet sau unde e. Aha, ok. Mai departe, infamul Game of Thrones. Am făcut un rewatch la primele șase sezoane, că de la sezonul 6 încolo e penal. Indiferent cât de mult vă place să urâți ceva popular, indiferent cât de edgy ați vrut să păreți, de refuzând să încercați să vă uitați la Game of Thrones de când a apărut până acum, Game of Thrones este departe, by far, the best TV that we got. Ok, nu the best TV gen că-ți place ție, dar the best TV când vine vorba de producție, de actori, de efecte speciale, fir narrativ, de adaptare a unei cărți absolut crazy, o carte făcută să nu fie adaptată într-un film sau într-un serial. De la asta a plecat domnul Eric Martin, a fost scenarist de film când a scris cărțile astea, le-a scris tocmai în ideea de știa for sure, că n-au cum să fie adaptate vreodată într-un serial, la vremea aia, cu tehnologia respectivă. Mi se pare că you're missing out, dacă încă vă țineți tari pe poziții să nu vă uitați la el. Părerea mea, uitați-vă la el și când vă plictisiți, vă plictisiți. De la sezonul 6 încolo, chiar și sezonul 6. Începe să se bășească, în sensul că domnul scriitor Eric Martin n-a mai avut chef să mai continue povestea, așa că oamenii de la HBO, scenariștii, whatever, și-au făcut de cap. Și au făcut de cap, cap într-un mod prost, desigur. Eu zic că primele 5 sezoane sunt lejer estier, it's very good TV și iarăși, again, serialele de pe platformele mari de streaming asta este scopul lor, să fie populare, it's esti TV dacă vorbim de primele 5-6 sezoane. Dacă vorbim de restul sezoanelor, ok. Și adăugând la chestia asta, aș pune mai sus de Game of Thrones, House of Dragon, pentru că mi se pare că când au făcut House of Dragon, au luat în considerare toate aspectele care au făcut ultimele sezoane din Game of Thrones să fie un căcat și they made it very good și House of Dragon este s lejer. Actorii sunt foarte buni, platul istorile sunt fix în stilul ăla de Game of Thrones primele sezoane. Loved it. Povestea bună, bă, bă, totul frumos. Trec mai departe la euforia bănuiesc, chiar sunt 100% sigur că sută între l-au văzut. Dacă nu l-ați văzut, este un serial foarte frumos despre adolescență. Exagerează penibil în unele părți în legătură cu consumul de droguri, dar ca serial în sine mi se pare foarte frumos. Actorii la fel mi plac foarte tare. Jerk sub e făcut de un reacționar belit. Bă, nu știu istoria sa, adică am mai văzut controversa din jurul euforia, dar nu știu. Adică eu l-am văzut fără să știu toate controversele And I liked it I don't know Este exagerat? Da. Dacă în același timp mi se pare un depiction destul de cu picioarele pe pământ în legătură cu viața adolescentină pe muchie de cuțit. Domne, cum se întâmplă toate astea într-o comunitate mică de adolescenți? Cum de una face sex work, alta e trans, alta e nu știu ce, alta e nu știu ce? dacă că cu un fucking serial. Oamenii care comentează că euforia e prea exagerat, nu înțeleg conceptul de ficțiune, da, pe păi asta zic și eu. Total de acord cu ce zice această persoană. Când începi să te uiți la orice serial de pe lumea asta, ca să poți să te bucuri de el, trebuie să ai acolo niște suspension of disbelief și să înțelegi că regulile universului lui ea nu se aplică neapărat și în realitate. De aia ne uităm la seriale. Da, e escapism, da. Pentru că altfel ar fi boring să vezi niște adolescenți stând toată ziua jucându-se Fortnite. Mai departe, am zis să pun și anime în listă și acela este singurul pe care l-am văzut până la capăt. Jojo's Bizarre Adventures. Mi se pare că este tipologia de anime pe care o poate vedea absolut oricine. Nu trebuie să fii weeb ca să vezi Jojo din punctul meu de vedere. Eu personal nu m-am uitat niciodată la animeuri pentru că nu mi-a plăcut niciodată structura clasică de animeuri. Adică și sure, m-am uitat la alea de când eram eu mic. Mie nu mi-a plăcut niciodată la animeuri tot adul ăsta în care respectă regula de a face pentru copii. Structura de Naruto. Și mi se pare că multe animeuri, chiar dacă sunt mai mature, chiar dacă sunt cu subiecte mai serioase, respectă cumva ideea asta de împărțeală Naruto pe episoade, pe whatever. Îți pare că Jojo, chiar dacă are al doilea sezon, să nu vă uitați la primul sezon, uitați-vă de la, la al doilea sezon acolo. chiar dacă respectă cumva zona asta, e ceva la care îmi să că se poate uita absolut oricine. Încercați să vă uitați, uitați-vă la sezonul 2. Vă uitați în japoneză cu traduceri, să nu vă uitați la ăla cu dublaj. Adică you miss a lot of the fun dacă vă uitați la, la dublat. Mai departe, Stranger Things, un serial cinstit, la fel fascinant din punct de vedere al modului. Am tot zis cuvânt scenografie la fiecare serial, dar asta apreciez eu foarte mult la seriale în general. E un becinstit cinstit pentru mine. Mi se pare că e un clasic, dar nu genul de clasic care zici, oamne, ce serial fantastic, ce whatever. E cute, e drăguț, e de văzut clar, un B pentru mine. Au știut să smulgă și ultimul strop de nostalgie atât de la Gen Z, care nu a trăit perioada aia, cât și pentru părinții noștri de la muzică la cinematografie. Mai departe, Ozark, la fel, un serial cute, atmosferă mișto, tensiune mișto, actorii îmi plac foarte mult, este vorba de un băiat, fără să știe, face contabilitate pentru niște interlopi și află faptul că face contabilitate pentru un cartel. Foarte multă dramă, ca Ultima speranță pentru el este nevoit să se mute undeva la gen la Bâlea Lac, unde încearcă să spele bani pentru cartel. M-a plictisit la un moment dat, cred că am văzut vreo două sezoane, dar Okay. Mai departe, un serial pe care l-am văzut cu ceva ani, Homeland se numește, ați putea zice că este propagandă CIA, pentru că este propagandă CIA, dar este o propagandă CIA interesantă. Ideea primului sezon, din câte mi amintesc, este faptul că un agent al CIA sau al armatei se întoarce din captivitate din Afganistan. Personajul principal care este tip asta este o angajată CIA bipolară care se luptă cu chestia asta. Soldatul întors acasă nu este cine pare a fi mi-a plăcut plotul. Nu pot garanta pentru el că e bun, dar o să-l bag la D că l-am văzut acum ceva timp, dar mi-a rămas în minte. Tu Detective, nu mi amintesc absolut nimic din sezonul 2. Nu cred că l-am văzut mai mult de un episod, 2 când m-a plictisit sau ceva. Sezonul 1 dău, pe TV, ever. Deci, dacă vreți un serial absolut superb și un clasic, dacă este să mă întrebați pe mine, neapărat uitați-vă la sezonul 1. Și ce? Nu o să pun la ES fit. Mă cac în faptul că au belit alea două sezoane. De fapt, nu, că, nu, că, ok, toate le-am pus la ES care au avut și sezoane proaste. Mai departe, The Last of Us este un serial foarte interesant. Mă bucur foarte tare că nu am jucat jocul, ca să pot să mă bucur de serial 100%. Și am înțeles și faptul că și oamenii care au jucat jocul au fost foarte fericiți în legătură cu serialul. Actorii, desigur, sunt superbi. Bănesc că l-a văzut multă lume. Dacă nu l-ați văzut, e pe HBO, tocmai s-a terminat sezonul 1. Eu vă văd că spamați, dar simt că este un excitement de moment. Pentru că abia l-am văzut cu toții. Hai să fim serios un pic. Este un A, dar S nu mi se pare că este. Episodul 3 a fost absolut superb. Some of the best TV I ever saw. Dar nu este un S, sorry. Ai pus Game of Thrones la S și nu pui The Last of Us? În primul rând, The Last of Us are gen un sezon care abia s-a terminat și care este foarte fresh. Și nu știu cum o să-mi schimb părerea peste 5 ani, spre de Game of Thrones, care a fost acum foarte mult timp. Și în al doilea rând, argumentați de ce este S. E sure, este foarte bun din toate punctele de vedere, dar nu mi se pare o tipologie de serial de o să vorbim peste 10 ani. Doamne, de last of Us, ce serial bun, trebuie neapărat să te uiți. Doctorul, nici eu nu cred că e S, dar atenția cu care s-a făcut și modul în care s a axat mai mult pe relația între personaje decât pe killerii de zombie Zaiurea, îl face A-tier clar pentru mine. Total de acord. Mi s-a părut foarte amuzant toți băieții care ziceau, nu înțeleg de ce nu se omoară mai mulți zombie. Vrei să control la în mână că te uiți la un serial, nu se dă destul în cap la zombi. Ca să nu zic, ultimul episod a fost foarte dezamăgitor din punctul meu de vedere. Adică că a lăsat foarte în aer, nu știu, mi se pare că s-au super grăbit for no reason. Eu când am terminat ultimul episod, am zis, ah, f Okay. mai e un episod, clar, 100%. Gen, până am aflat că e ultimul episod. Adică îmi pare că au mai fost chestii care puteau fi îmbunătățite la el. Nu știu, poate pacing-ul din unele episoade, uite cum e ăla cu Molu O altă chestie care mi-a plăcut foarte tare a fost ideea de zombie făcută foarte bine și foarte realist. Adică I love it for that. Mi-a plăcut foarte tare că s-a concentrat mai mult pe relațiile interumane dintr-o societate în care există zombie decât pe conflictul cu zombie. Adică pe relațiile între Fedra cu Fireflies, cu Politics. Care e genul de om care se uită la star Star pentru politică. Nu ai idee câte este ori video am văzut exclusiv partea politică din Star Wars. That was the point, că Star Wars e plecat de la politică și anume de la războiul din Vietnam. Lucas pe vremea aia era parte din tineretul împotriva invaziei în Vietnam și rebelii sunt practic Vietcongu. Mai departe, Derek Andre Show, nu știu dacă e un serial, nu l-aș încadra la un serial, dar când mă uitam prin lista Best TV Shows, ca să mai mi-aduc aminte de seriale pe care le-am văzut și care merită incluse, am văzut că este încadrat ca TV Show, which it is, dar în mod evident că nu are structura clasică de serial, nici n-am de gând să argumentez ce e și ce nu e. Este cel mai amuzant căcat pe care l-am văzut vreodată produs de cineva într-un cadru de televiziune. Dacă vreți să știți de unde îmi vine 85% din umor, puteți să-l găsiți în acest serial. Doar vă avertizez că sezonul 1 este făcut din cu 200 de dolari într-o camară, dar este bun nevărdeles. Este un late night show în care există invitați. Toți invitații sunt vedete de lig a patra din uh, Statele Unite ale Americii, care sunt uh, supuși uh, chinurilor faptului că au acceptat să vină în acest show. De asemenea, are o căică de man on the Street și de Parse pe stradă. Recomand! Despre șapel Show, taticul lor nimic. Shapel Show este tăticul Eric Andre. Bun, mai departe, The Deuce este un serial care mi se pare că nu s-a bucurat de destulă popularitate for some reason, deși modul și actorii și toate cele sunt foarte bune. Nu mai știu minte exact povestea, dar este un serial B cinstit pentru mine, pentru că mi-a plăcut vibe-ul, mi-a plăcut mood-ul Am rămas cu sentimente plăcute în urma sa. Viața de noapte a New Yorkului anilor 70. Este foarte drăguț, este foarte frumos. Dacă vreți un serial de mood, recomand. The Handmaid's Tale mi se pare o poveste foarte bună. Actrița îmi place foarte mult de trânsa. Tensiunea este foarte mișto, dar băi, a lipsit ceva. Nu știu ce era cu ea lipsit, dar a lipsit ceva pe tot parcursul serialului, simt eu. Fără mă s-a bășit, nu știu la ce sezon. A doi că spamați S, pentru mine este un C. Mi se pare că a avut foarte mult potențial, mi-a plăcut foarte mult la început. Pentru mine cel puțin a fost o chestie puțin boring, că o mare parte a acțiunii s-a desfășurat în casă. Adică a fost palpitant primul sezon al doilea sezonul, sezon nu mă acest sezon, nu mi-a mai plăcut. Cum încerca ea să scape, cum încerca să se facă plăcută. Nu știu, și chestia asta mi s-a părut puțin trasă de păr. Faptul că orice făcea, o dădea în bară. Și este ce, fiindcă a fost din ce în ce mai rău. Efectiv, mulțumesc de această glumă, chiar este foarte accurate. Am descoperit de pe TikTok, ca în un bec B cinstit, de văzut într-o seară, comedie cinstită, foarte apropiat de Eric Andre ca vibe al umorului. Mi-a plăcut. Black Mirror. Black Mirror este S, nu discut. în și episoade care sunt mid acolo, dar este S all around. Dacă nu ați văzut Black Mirror, nu știu ce care faceți cu viețile dumneavoastră. Există o căică de episoade absolut superbe, chiar de la primul, dar nu vreau să vă dau spoilere. Ceți vă și uitați-vă la Black Mirror dacă nu ați făcut-o încă, îl găsiți pe Netflix. Dacă nu vă place un episod, e ok să schipuiți episodul respectiv. Sunt unele episoade care sunt puțin filler, puțin boring, dar sunt unele de o să vă căcați pe voi. Nu știu să zic de ultimul sezon, a fost cam mid. Mai departe, The Office. Aha, mi milenialul pune The Office la S, nu-mi pasă. Am o personalitate de ținut în picioare. Am nevoie de un serial după care să mulesc personalitatea și înainte de, de Eric Andre Show a fost The Office și refuz să argumentez. Dacă n-ați văzut The Office, uitați-vă, nu știu ce e mai mult de zis. așa, da, sure, ultimele sezoane, mai ales când pleacă Michael, sunt boring, dar come on, just watch it. Am încercat să mă uit la The Office and I couldn't, sincer, și eu am încercat să mă uit la The Office de vreo 2-3 ori, înainte să mă uit mai ca lumea și că m-am uitat mai ca lumea I loved it e weird I get it e greu de digerat pentru 2-3-5 episoade but once you get into it este superb eu am apreciat foarte mult întotdeauna comedia care se bazează pe cringe pentru că mi se pare că este extrem de greu să faci comedie cringe și asta îmi place și la Eric Andre și asta mi-a plăcut cel mai mult și la The Office o întrebare Sopranos este un serial în care cântă soprane? da, este adaptat după Fantoma de la operă. ok, Sopranos este uh... multă lume zice că e cel mai bun din istorie. Eu nu am un serial să zic că ăsta e cel mai bun serial, dar este în top 3 pentru mine, lejer. Înțeleg pentru cineva de 20 de ani că poate e greu să get intuit, nici eu nu l-am apreciat până la o vârstă mai înaintată, însă dacă puteți să treceți peste diferența culturală asupra faptului că serialul s-a filmat în 90 și early 2000, vă veți întâlni cu un serial absolut superb și foarte bun. Lotul este viața unei familii în care capul familiei, domnul Tony Soprano, este un mafiot. Însă este mafiot în late 90s, în America. Care înseamnă faptul că mafioțeala s-a terminat de mult. Mafioții în anii 90, early 2000, făceau... Da. Ah, ce să mai putea faci? Lăbuț! Adică umorul pleacă odată de aici, într-un singur episod poți să râzi, să plângi, să te enervezi. Just watch it. Give it a try. Înțeleg că nu este atractiv să te uiți la un serial din anii I get it. Nici pe de nu m-a atras chestia asta. Este o barieră culturală dacă doriți. Mergeți pe mâna noastră și încercați-l. este un serial bun până la capăt. Asta este super la Sopranos. N-are ups and downs, e doar un serial bun de la început până la final. Pare că a fost gândit ca un film and you're just seeing episodes. Seinfeld, sincer, l-am pus aici doar pentru a încuraja oamenii care doar au auzit despre Seinfeld, dar nu au avut niciodată curajul să se uite. Nu este un serial de tipologie comedică la care să te uiți azi și să zici, wow, this is so relatable. It's not relatable at all. Modul în care a fost scris pentru vremea sa, personajele și umorul overall este foarte bun și mi se pare că este important să vezi what started it all. Este enjoyable, vă puteți uita la el, puteți să-l lăsați pe fundal. Trebuie să treceți peste faptul că există laugh track. Asta este o rugăminte din partea mea. Bun, mai departe! Unii dintre voi vor dori să mă canceleze. Alții vor dori să intre peste mine în casă. În Însă, Breaking Bad nu este S este printre cele mai bune seriale care au fost făcute vreodată sure. este un serial bun și care te ține cu sufletul la gură sure. S dau sorry și vă zic și de ce pentru că Battle Call Saul este S dacă Breaking Bad era Better Call Saul poate era S dar Breaking Bad nu este Battle Call Saul împușcă-te <laughs> Breaking Bad mi se pare că este foarte bun. Și mi se pare că lipsește la Breaking Bad. Mi se pare că psihologia domnului alb, faptul că să încearcă atât de mult să se intre în creierul lui și să fim martori la boala lui din creier, nu e destul, nostru, ai, nu știu, mi se pare că lipsește ceva și devine boring de la un punct încolo. Eu personal am terminat Breaking Bad din inerție. Adică m-am plictisit. M-a pierdut la un moment dat pentru că mi se pare că se tot repet aceeași introspecție de-asta în creierul domnului alb. Multe dintre acțiunile lui nu aveau sens, dar cumva erau făcute de dragul introspecției. Nu știu cum să explic mai bine. De exemplu, relația cu Skyler mi s-a părut întotdeauna foarte ciudată. Trecerea atât de violentă de la soțul iubitor care face orice pentru nevastă sa la soțul abuziv care mai are un pic și o împușcă. Nu știu. Justice for Skyler, straight up. Bă, faptul cum toată comunitatea Breaking Bad, adică că și eu am simțit asta, vă dați seama când am văzut prima oară Breaking Bad. Dar acum, looking back, mea era gen terorizată de un bolnav. <laughs> Dar cumva când ai văzut pentru prima oară Cumva avea sens o urăși pe Skyler? Bine, este și un serial vechi Și are hibele lui din cauza că este vechi Adică că începuturile sale sunt În era serialelor destul de stereotipice Uite, iarăși, de ce nu e Mi se pare că personajul surorii Aman, e cel mai stereotipic căcat Pe care l-am văzut vreodată la estrida penal La fel, puteți să mă cancelați Nu, no, știi ce? voiam să zic că e A Dar actually e B Doar primul sezon a fost super enjoyable Și după a devenit în ce în ce mai boring La primul sezon House of Cards, foarte bun. Tensiune, tot ce trebuie, mi-a plăcut. Dexter l-am văzut acum foarte mult timp, dar mi-a plăcut la vremea aia, aveam 18 ani, I guess. sunt sigur că este un watchable pentru mine în ziua de azi. Îl pun la D în lista mea de seriale favorite, vă rog, nu mă mai cancelați. D de Wednesday! <laughs> Da. Cam acestea sunt recomandările mele de seriale overall, având în vedere că mulți ați întrebat, iată o listă de seriale la care să vă uitați. Dacă ceva nu e pe această listă, unele dintre ele probabil le-am văzut și m-au plictisit sau prea dar nu le-am văzut, apropo de ce mai întrebați. Ori nu le-am văzut, ori le-am văzut și nu m-au atras.